regăsit, doamnelor și domnilor! Haideți să urmărim împreună știrile din sport. În ciuda unor rezultate mai mult decât disputabile, lupta pentru promovare în prima ligă rămâne deschisă și după etapa de sâmbătă. Adrian Falup, dar și Marian Bondrea cred în continuare în șansele echipelor pe care le pregătesc de a obține cel puțin locul al treilea în Seria Vest. Adrian Falup crede în continuare că are șanse de promovare, jocul de sâmbătă nefiind prea reușit și pentru că a venit pe un fond de oboseală al jucătorilor pe care îi pregătește. I-am zis, era greu pentru noi, am suferit din punct de vedere fizic, veneam după două meciuri foarte grele și era greu să rezistăm la o diferență de temperatură așa de mare, pentru că la Arad erau 15-16 grade și azi aici erau aproape 30, o diferență de temperatură mare și era puțin greu din punct de vedere fizic pentru noi. Programul pare avantaja pe final de campionat Gazmetan Severin, care pare avea cel puțin prin jocurile care urmează prima șansă la locul al treilea în clasamentul Seriei Vest a Ligii a doua la fotbal. Am aflat că Luceafărul a câștigat, deci câștigat la Timișoara, 2-1, deci este acolo în spate la un punct de noi și de UTA. Argeșul joacă mâine, poate câștiga, deci lupta se duce până în ultimul moment. Lupta pentru locul 3, pentru că de promovare încă nu poate fi vorba, ea este discutabilă. Depinde ce va hotărâ federația la adunarea generală. Deocamdată lucrurile sunt clare, locul 2 nu promovează. Deși acum poate, eu știu, sunt echipe care pot ataca chiar locul 2. Dacă Timișoara văd că a ridicat mâna. Greu de spus dacă sâmbătă s-a câștigat un punct sau s-au pierdut două pentru Gazmetan Severin. Important este că jocul echipei noastre să se schimbe în bine și să ne dea șansa de a rămâne în cărțile promovării. Și fotbaliștii din clasele 1-4 și-au desemnat echipele care îi vor reprezenta la etapele de zonă ale campionatelor școlare. Etapele județene organizate pe terenul de la școala 14 au adus la start echipe calificate de la zonele organizate de ISJ Mehedinți, care au demonstrat că pot reprezenta județul nostru la zonele organizate la începutul lunii mai. S-au disputat și ultimele etape județene ale competițiilor fotbalistice rezervate elevilor. Pe terenul sintetic de la școala 14 s-au disputat etapele județene rezervate claselor 1-4. La școlile din mediul urban s-a calificat pentru etapa de zonă echipa școlii numărul 14, care a fost urmată în clasament de școala 6 și școala 2 Orșova. Școala Șimian și-a câștigat dreptul de participare la zona pentru mediul rural după ce a învins în finală echipa școlii Breznița Motru. Câștigătoarele vor reprezenta județul Mehedinți la etapele de zonă, care se vor disputa pe 4-6 mai pentru mediul rural și 11-13 mai pentru școlile din urban. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile de astăzi. Cu alte știri ne revedem și mâine la aceeași oră. Sunt Laura Tufo, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!